Bună, dragii mei, și bine ați venit la Memory Flow, unde discutăm despre parfumerie și colecționat de parfumuri. Astăzi vorbim despre un parfum care a fost o surpriză foarte plăcută pentru mine, și anume Bel Ami de la Hermès. Acest parfum, Bel Ami, a fost introdus în 1986, dar ce am eu aici, am o reformulare, reinterpretare, cum vrem să o denumim. Deci vorbim despre varianta curentă care se găsește acum pe piață a parfumului. El a fost făcut de către Jean-Louis Suzac, același care a făcut și Fahrenheit în 1988. Inspirația pentru acest parfum a fost, bineînțeles, romanul lui Guy de Maupassant, Bel Ami, care este un roman de sfârșit de secol al XIX-lea și care îl are pe Georges Duroy ca protagonist. Georges Duroy, zis și Bel Ami. Bel Ami înseamnă prieten drag sau, depinde cum vrei să interpretezi chestia asta, prieten frumos. Georges Duroy este un arivist, este un oportunist, un ștrengar și un cuceritor din Belle Époque. Însă romanul are o viziune destul de modernistă asupra unor fapte super îndoielnice, pentru că avem de-a face cu ascensiunea la putere, atât socială cât și financiară, a unui individ relativ necunoscut, și el reușește să facă acest lucru folosindu-se exclusiv de sprijinul femeilor într-o societate cât se poate de patriarhală, cum este societatea din Belle Époque. Bel Ami ca parfum este descris ca fiind un șipră pielos. Ia să facem și noi pocinogul. Este un șipră pielos. Așa cum sunt suficiente, pare să. Însă, ca de obicei, acest Bel Ami, ca și multe altele, trebuie mirosit, trebuie testat înainte ca lumea, pentru că forma întotdeauna este mult mai mult decât suma tuturor părților, oricât aș încerca eu să vi-l descriu aici. Dar parfumul se deschide cu niște tonuri mai dulci ca de obicei când vine vorba de citrice, dacă se înțelege ce vreau să spun, pentru că e vorba de o bergamotă foarte parfumistică, foarte parfumată. Și în deschidere parfumul face ca un plonge, așa, printre niște citrice aromatice, cu niște părți vegetale, flori uscate, care bineînțeles sunt proaspete, pe genul unei colonii clasice, chiar seamănă destul de bine în primele secunde cu Eau d'Hermès. Însă totul e bine și frumos până dai de cardamom, când deja lucrurile devin prin niște... Cardamomul întotdeauna dă un aer foarte distins, foarte elegant, foarte ferchezuit. Bel Ami e foarte pus pe treabă ca parfum. Ușor-ușor, parfumul totuși începe să se întunece, da? El prinde o greutate și devine destul de rășinos, pielos, intens. Pielea de aici este o piele foarte elevată, însă fără îndoială este o piele clară. Partea rășinoasă din el este ascuțită, este incisivă, dar este și foarte atrăgătoare și rafinată, însă îl face întunecat. De asemenea, acest Bel Ami are și niște ecouri din Opium, care este un alt parfum la care a lucrat Suzac. De asemenea, el trece, la un moment dat, el trece printr-un stadiu foarte, chiar foarte întunecat, care este foarte reminiscent, mi-aduce aminte de Anteus, dar fără să fie extrem de animalic, ci în permanență conținut și, cum am mai spus, elevat. În permanență, în Bel Ami se simte un joc dintre ăsta foarte fain, dintre un oak moss și o garoafă, care, bineînțeles, chestia asta din nou aduce un plus de eleganță, și totuși îmi aduce aminte de partea de călărie care este atât de specifică parfumurilor Hermès. Partea de călărie, eu când spun asta, mă refer, bineînțeles, la o piele, pentru că Hermès, într-un fel sau altul, o să-ți facă un ton de piele atunci când e cazul, dar și la partea aia de aer liber, cum spun eu, de activitate, de parte de zi, și care
este, zic eu, perfect în ton cu personajul Georges Duroy, care el însuși a fost ofițer de cavalerie în Algeria. Dar tot garoafa, și aici devine interesant, este și cea care aduce niște tonuri ușor florale într-un parfum de altfel destul de încărcat și greu, și vine cumva cu o parte aproape mortuară, aproape macabră, pentru că Bellamy este un parfum foarte serios, nu este nimic de glumă aici, iar partea aceea de început pe care o descriam eu este doar o fațadă, pentru că Bellamy are cu certitudine o parte întunecată a lui. Eu sunt de părere că dacă acest parfum ar fi fost scos azi, eu l-aș fi denumit mai degrabă sau ceva în legătură cu Dorian Gray al lui Oscar Wilde, pentru că mi-aduce foarte bine aminte de acest tip de personaj, un personaj care are ceva de ascuns, care nu e sincer cu tine. Este un parfum care parcă ar ascunde o parte urâtă, hidoasă, o parte macabră pe care nu ți-o arată și pe care o maschează cu flori. Bellamy este totuși, are ceva de neliniște, un parfum de neliniște, parcă mi-aduce aminte și de sunetul acela tum-dum, tum-dum, sunetul inimii de sub podea din The Telltale Heart, al lui Edgar Allan Poe, dar în orice caz este un parfum foarte complex, cred că destul de subapreciat în zilele noastre și care cu siguranță merită mai multă atenție. Este cu siguranță un parfum elegant, foarte aranjat, îl văd purtat fie la un costum, fie cel puțin la un costum de călărie, la o tunică de călărie. Și ce vreau să vă spun este că acest parfum, pe pielea mea cel puțin, pe blotere nu sunt probleme, este un parfum care are o persistență scăzută, este un parfum pe care eu abia îl mai percep după 4-5 ore și asta este un lucru destul de tristuț pentru un parfum care se anunță foarte greu, foarte întunecat, și despre proiecție nici nu se poate vorbi, însă, adică pot să vă spun clar că nu este un parfum gălăgios. E bine să știi asta, pentru că dacă te interesează să cumperi acest parfum, eu recomand să îl testezi în prealabil pe piele bine și să te decizi dacă merită banii sau nu. Chiar și așa eu îl consider un parfum foarte fain. Iar, bineînțeles, dacă poți, dacă găsești și dacă îți permiți, merită să cauți vintage-ul la acest Bellamy. Nu știu dacă Georges Duroy are vreo calitate care să-l facă un personaj plăcut sau un personaj de admirat sau un model, însă clar Bellamy ca parfum cred că îi rămâne un tribut deosebit de frumos și de special. Dragii mei, astea au fost părerile mele despre Bellamy, un parfum foarte elegant, cu referințe literare și care are și o latură ascunsă. Lăsați-mi părerile voastre în comentarii, abonați-vă canalului meu dacă încă nu ați făcut acest lucru și dacă vă place acest tip de conținut și dacă vreți să mă susțineți financiar pentru ceea ce fac, puteți să-mi oferiți o cafea și toate detaliile le aveți în descrierea acestui video. Iar până data viitoare, nu uitați, parfumul creează amintiri și îmi doresc ca ale voastre să fie cele mai plăcute.